Paza în școli, reparațiile și reabilitările la nivelul clădirilor, mentenanța centralelor termice, precum și fundamentarea detaliată a fiecărui capitol din bugetul solicitat de fiecare unitate în parte, au fost explicate și detaliate de către primarul Ion Georgescu, viceprimarul Aurel Costache și directorul economic Sava Gheorghiță. Aceștia au ținut să menționeze faptul că noua legislație în vigoare nu va permite nicio abatere de la propunerea bugetară inițială. Dezvolta mai mult bugetul școlilor pentru că, așa cum am spus, investim foarte mult în învățământ. Prin această formă de a discuta cu întreaga comunitate locală și chiar pe unități specializate, să zic așa, a încercat să rezolve problemele tuturor și ne-a oferit posibilitatea ca noi, fiecare la unitatea de învățământ în speță, să putem să ne exprimăm dorințele privind noile activități sau, eu știu, îmbunătățiri pe care le putem aduce. Edilul a mai spus că elevii care au rezultate deosebite la învățătură vor fi recompensați și susținuți financiar. Vom continua bursele sociale care sunt acordate de Consiliul Local. Ne gândim să mărim quantum și totodată dorim să înființăm un nou stimulant pentru elevii care vor termina clasa 8-a cu 10 și pentru elevii care vor intra la liceu cu media 10 și pentru cei de la învățământul superior care sunt de Mioveni și vor intra cu media 10, vor avea recompense financiare. Prin această întâlnire, administrația locală dorește să stabilească o relație clară și transparentă cu toate unitățile de învățământ din oraș.